Bună seara, știu, e absolut nefiresc să continuăm să emităm la Târgu Jiu TV contra curentului și contra a tot ceea ce se întâmplă pe celelalte televiziuni. O cântare și o ovaționare continuă a clanului Romanescu care distruge orașul Târgu Jiu și speranța oamenilor de rând din Târgu Jiu continuă. În Târgu Jiu, oamenii de rând au două variante. Să bată la ușa clanului Romanescu ca să fie acceptați acolo sau să pună capul în pământ și să-și aleagă statutul de victime ale fără de legilor săvârșite continuu de acest clan. Mai e și o categorie extrem de restrânsă de oameni care aleg a treia cale, să lupte. Am în seara asta în studio la Târgu Jiu TV doi luptători. Cristina și Cosmin Țârvuleiu, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Cristina este jurist, Cosmin este inginer topograf, soț și soție, lucrează amândoi în aceeași firmă. Cu 7-8 ani în urmă și-au împlinit un vis, au cumpărat un teren în cartierul Narcise și și-au proiectat o viață liniștită în acel cartier în care la momentul respectiv nu era balamucul și dezastru de astăzi. Au cumpărat terenul de la un membru de vază al protipendadei locale, e vorba de Florin Urdea, a fost șef al poliției locale, fiul secretarei din totdeauna a fostului primar Florin Cârciumaru și au făcut o casă și după ce au finalizat imobilul respectiv, s-au trezit că Florin Urdea, care și-o prise chiar lângă ei, gard în gard, o parcelă de teren, s-a apucat să construiască, ce credeți, un bloc. În baza unei autorizații de construire ilegale, care a și fost suspendată între timp, emisă de cine? De preacinstitul Marcel Romanescu. Din 2020, Cristina și Cosmin sunt într-un proces fără sfârșit cu primăria Târgu Jiu. Vă spun din experiența mea și o să-i auzim și pe ei. Când ești într-un proces de ăsta os pe os, nu-ți mai dai seama că e iarnă, primăvară, toamnă, vară. Nu merg zilele, săptămânile și lunile, în funcție de câte zile mai sunt până la următorul termen din proces. Iar în ziua procesului nu ești bun de nimic. Te duci acolo în sală, unde este o treabă total aleatorie, nu depinde de tine, depinde de dispoziția de moment a judecătorului și de suma influențelor care ajung la judecător. De multe ori aceste influențe n-au avut nicio treabă cu codul penal sau cu codul de procedură civilă. Iar seara dai de vreo 5.000 de ori refresh pe portalul instanțelor de judecată ca să ți afli sentința. Acești oameni îndură acest calvar de 4 ani și, din păcate, procesul cu magnatul Florin Urdea e departe de final. Ce o să aflați în seara asta este de neimaginat. Calvarul lor și bătaia de joc demonstrată inclusiv în scris de primarul Romanescu, care a ajuns să spună oficial că nu mai găsește documentele în baza cărora a emis acea autorizație de construire vădit ilegală. În felul ăsta răspunde Romanescu nu doar Cristine și lui Cosmin Țârvuloiu prezenți aici, ci și instanțelor judecătorești. Deci în primăria Târgu Jiu au început să dispară documente. Dar o să le luăm pe toate cât se poate de sistematic, în așa fel încât să înțelegeți exact situația. Începem cu Cosmin. Cosmin, în ce an ați cumpărat teren? Da, cum spuneai în deschidere, noi am cumpărat terenul în 2016 de la Florin Urdea. Teren ce se afla inclus într-un plan urbanistic zonal, ce mai cuprindea încă alte 12 parcele. Ok, aici trebuie să te opresc. Deci, Florin Urdea, din postura de
șef al poliției locale și de fiu al secretarei fostului primar Florin Căciumaru, fără să fi moștenit vreo avere, fără să aibă vreun salariu impresionant, a ajuns în acei ani unul dintre principalii latifundiari din Târgu Jiu. Am sunat și eu, chiar acum înainte de emisiune, pe unul din șefii din primăria Târgu Jiu, care îmi dă informații non-stop, pentru că asta e, oamenii au început să vorbească, pentru că știu că zilele camarile romanescu sunt numărate, și mi-a spus așa, l-am întrebat, bă, de unde a luat Urdea atâtea hectare de teren în Târgu Jiu? Și îmi zice, mizerile făcute de Jianu Grigore și de fostul primar Cârciumaru. Deci, dintr-o suprafață imensă de teren din Narcise, Urdea a rupt niște parcele. Haide să afișăm. Una a vândut-o soților Țârvului, o prezență aici. E vorba de parcela din stânga dreptunghiului roșu, unde și-au construit și un frumos imobil, da? Soții Țârvului. Iar în dreapta, această casă aparține profesorului Grigore Alexandrescu, pe care o să-l avem și pe dânsul în direct. Da? Tranzacția s-a făcut cam în același timp. După ce familia Țârvului și familia Alexandrescu își ridică cele două case, Urdea se hotărăște să le arate cât de bazat este el. Și în baza unor acte ilegale emise de primarul Romanescu, se apucă să-și construiască un bloc. Aici, în dreptunghiul ăsta roșu, puteți vedea fundația clădirii, fundația blocului, iar aici se vede și mai clar. În momentul în care Urdea a turnat fundația acestui bloc, atât familia Țârvuloiu, cât și familia Alexandrescu au încercat să uzeze de dreptul lor legal de a se informa despre această situație, pentru că firește că clanul Romanescu, când a emis certificat de urbanism, n-a cerut acordul vecinilor. Amândoi lucrați în acest domeniu. Cristina, era firesc să ceară în certificatul de urbanism acordul vecinilor? Da, dacă era autorizația, suna ca și blocuri, ca și autorizație pentru locuințe colective, era necesar acordul vecinilor. Însă, care e șmecheria de care a auzat Romanescu? Autorizația a sunat și sună ca imobil locuire, de altfel nici nu există această titulatură în nomenclatorul urbanistic. Deci pentru prima dată în România, Romanescu a uzat de această titulatură extrem de generală, imobil locuire, da? Imobilul pentru ce poate să mai fie? Pentru firme, bănuiesc, nu? Imobil birouri, nu știu. Așa, care nu e nomenclator, așa cum spuneți, o denumire atât de generală încât să fie extrem de acoperitoare pentru fiul fostei secretare a lui Cârciumaru, da? Da. Este ca un subterfugiu pentru a genera această nebunie. Și a da voi, orice conotație. Voi ca vecin, ai lui Florin Urdea, ca cumpărător de bună credință, ca deținător ai unui imobil construit acolo, aveți dreptul să vă bată vecinul în poartă, să vă spună, dragi vecini, o să mă apuc și eu să construiesc un bloc aici. A avut loc dialogul ăsta? Nu. Noi am aflat de pe rețelele de socializare că are de gând să facă. Ce ați găsit pe rețelele de socializare? Că se edifică un imobil care sunt cu 12 apartamente. Urdea scosese la vânzare apartamentele din viitorul bloc. Era totul rezolvat cu Romanescu, probabil avea și el parte. Și atunci, ce ați făcut? Ați început să vă informați, atât voi cât și profesorul Alexandrescu. Am început să ne informăm, totodată am fost în dialog cu Florin Urdea și i-am spus faptul că noi nu o să permitem să se edifice un bloc lângă noi, împreună cu vecinul nostru. El s-a încăpățânat și a mers mai departe, a făcut săpăturile și a și turnat în pământ betonul. Timp în care noi, așa cum spuneai, ne-am informat la primăria Târgu Jiu cu privire la documentele pe care le-a avut. Care au stat la baza autorizației de construire. Așa. Și ulterior, găsind niște breșe și niște
greșeli și niște ilegalități, am acționat în instanță. Bun, acum să vorbim pe documente, așa cum facem întotdeauna aici, la Târgu Jiu TV. Astăzi am filmat cu dronă, ca să se vadă exact. Hai, Claudiu, să afișăm dacă se poate. Da, dăm drumul acum. Bun. Terenul ăsta cu bălării crescute peste fosta fundație îi aparține lui Florin Urdea. El a zis că e deștept în cap și că dă o mare țeapă vecinilor lui, cumpărători de bună credință, când a făcut porcăria asta. Ce porcărie? A păstrat terenul din mijloc ca să facă bloc peste casele celor care cumpăraseră terenuri de la el. Este vorba, ca și în cazul Romanescu, despre nemernicie. Și atâta tot. Ați început să mulțumesc regia, ați început să strângeți documente și iată ce descoperim. Descoperim niște certificate de urbanism contradictorii, care de la un moment dat încep să ia razna, ca și în cazul cu Căilă, caz în care Romanescu, ca să câștige în disperare un proces cu mine, a falsificat un certificat de urbanism. Din fericire a venit Inspecția de Stat în Construcție, a demonstrat că acel act este ilegal, că s-au săvârșit infracțiuni de fals intelectual de către Romanescu și de către cei de la urbanism pentru emiterea lui și aceste argumente au fost suficiente în fața Curții de Apel, care a statuat definitiv și irevocabil că acea autorizație emisă pentru magnatul cu Căilă de Romanescu este ilegală. În paralel sunt două dosare penale care nu exclus să ducă la întemnițarea vârfului clanului Romanescu, adică a încă primarului în funcție. Ce vă spun este matematică, sunt documente, nu e nimic tras de păr. Bun, deci exact în cazul cu Căilă avem un prim certificat de urbanism în 2016, emis pentru fratele lui Florin Urdea. La vremea aia, afacerile imobiliare se duceau prin fratele lui Florin Urdea, pentru că Florin Urdea avea calitatea de șef al poliției locale și din nou Florin Urdea a crezut că e deștept în cap. Pentru acel teren, procentul de ocupare 35%. Da? Deci amprenta nu trebuia să depășească 35%. Deci suntem în 2016. Ajungem în 2017. Pentru același teren, 2017, atenție, luna septembrie, pentru același teren, procent de ocupare de 35%, pentru ca 2-3 luni mai târziu, pe 11 decembrie 2017, același primar, da, probabil uitând să-și ia pastilele, în baza acelui a spus, care nu se modificase, da, confirmați, nu. Da, nu, deci, se modifică. În baza acelor reglementări urbanistice, zice oameni buni, nici mai mult, nici mai puțin decât că procentul de ocupare este de 40%. Ce avem noi aici, Cosmin Țărulă? Da, în primele două certificate de urbanism se poate vedea semnatarul celor două certificate în persoana fostului primar, Florin Cârciumaru. Ultimul certificat de urbanism, cel din a 12-a, 6-a, 12-a sau 7-a, 12-a 2017, este semnat de Marcel Romanescu, cu 40%, în condițiile în care procentul, potul și cutul nu se pot modifica decât în baza altui puz. Și nu s-a făcut alt puz. Târgu Jiu. Bun, suntem în 2017, în decembrie. Pentru ce l-am ales noi pe Romanescu pe 11 iunie 2017, nu să ne scape de mafia PSD. Acum aflăm, oameni buni, că l-am ales pe Romanescu ca să emită acte ilegale pentru acești exponenți ai mafiei PSD. Dar e doar începutul dezvăluirilor, da? Bun. A început procesul, da? A cerut suspendarea lucrărilor. Ce s-a întâmplat în acest dosar? Suspendarea lucrărilor, deci am câștigat aici, am obținut suspendarea lucrărilor la Târgu Jiu. Dumnealui a făcut recurs la Curtea de Apel Craiova și Curtea de Apel Craiova a dispus suspendarea. După care a început acțiunea pentru anularea autorizației de construire. În baza acestei hotărâri definitive de suspendare a lucrărilor, a trebuit să se oprească la nivel de fundații. Da. În paralel a urmat procesul de anulare
autorizații. Și ați continuat să încercați să strângeți documente ca să vă puteți apăra. Care a fost cea mai mare surpriză a voastră în relația scriptică cu primăria Târgu Jiu? Surprizele au venit în cascadă. Așa. În sensul că fie de la termen la termen, fie prin petițiile care le-am făcut, s-a obținut cât un pas mic, dar cu o evidență clară a ilegalităților făcute. Numai prin nota de constatare pe care a făcut-o primăria municipiului Târgu Jiu cu ocazia unei analize pe autorizația de construire, se poate vedea termenii legali încălcați. Dacă o ai disponibilă, ai putea vedea acolo câte ilegalități. Temeiul legal este încălcat, chiar primăria Târgu Jiu spunea la acea vreme, temeiul încălcat se întinde pe o pagină întreagă. Bun, deci în timpul procesului, primăria și-a făcut o autoevaluare printr-o comisie. Da? Din care au făcut parte. S-a constituit o comisie de verificare a autorizației. Haideți să arătăm. Din această comisie au făcut parte Pițu Alina, Paraschivu Gheorghe și Chiriac Loredana. Și voi ziceți că prin acest document primăria recunoaște că s-a încălcat toate legea. Aceste aspecte au fost preluate la întâmpinările primăriei Târgu Jiu de altfel în cadrul procesului. Adică primăria a recunoscut în proces că a încălcat legea? Da. Este nemai întâlnit. Asta s-a întâmplat la început, pe parcursul în primul ciclu procesual. Ați câștigat la Tribunalul Gorj. Da. Cine a făcut recurs? Domnul Urdea. Domnul Urdea a făcut recurs. Cum s-a apărat primăria la Craiova? La Craiova nu a făcut oarecum... A lăsat la latitudinea instanței. Lucru inadmisibil pentru niște juriști. Da, au făcut oarecum nou combat. Adică au ținut cu Urdea. Da. Pentru că în nota de constatare se spunea clar, de fapt și în întâmpinarea primăriei municipiului Târgu Jiu, se spunea clar, își spuneau clar că autorizația a fost dată nelegal. Însă, dacă ar fi făcut lucrul acesta și ar fi mers până acolo încât să, la fiecare termen de judecată să spună acest lucru, s-ar fi terminat mai repede procesul. Însă, ați depus firește la dosar nota de constatare a primăriei care recunoaște că a încălcat legea. Sigur că da. Și cu toate astea, în urma presiunilor făcute de Urdea, a avut și cu ce? Ce a dispus Curtea de Apel? Curtea de Apel. Adică să luați calvarul de la cap. Da. Procesul a început de la zero la Tribunalul Gorj, cu alt judecător. Nu chiar de la zero. Au fost păstrate probele cu înscrisuri, probele expertiza tehnică, da. Au mai fost solicitate de către instanță unele aspecte cu privire la regulamentul local de urbanism care este aferent puzului, el de altfel neexistând în cadrul puzului. De când are început procesul la tribunal, acest al doilea ciclu procesual? Vă mai amintiți? În 2023. 2023, da. Deci de anul trecut. Da. Puteți să spunem la ce judecător e dosarul? Acum este, doamna președintă, îmi scapă numele... Liliana Cruceru, cred. Da, Liliana Cruceru. Da. Mi se pare că acest dosar durează nepermis de mult, având în vedere că a debutat litigiul acum 4 ani și noi suntem încă la fond. Da, dar se pare că cum ar fi un ultim termen și se va lua în pronunțare. Aici, pe rejudecare, nu a durat foarte mult ca și timp. Și tot ceea ce a cerut Curtea de Apel Craiova a fost judecat, zicem noi, cu... celeritate. Da, cu celeritate și foarte bine... În mod corect, de altfel. E de-a dreptul imposibil ca un judecător să spună că primăria nu a încălcat legea din moment ce primăria a recunoscut deja prin acea notă internă că a încălcat legea. Da? Vă întreb și eu, că și eu sunt pățit cu justiția din România, cine vă dă vouă înapoi cei 4 ani pe care i-ați irosit deja? Seriile alea în care dădeați de 500 de ori refresh, da?
Și atenție, procesul nu se termină anul ăsta, pentru că Florin Urdea va face din nou recurs. Da. Și dacă ne-a demonstrat tuturor că are ușa deschisă la Curtea de Apel pentru că a dat dosarul la rejudecare, probabil că va apăsa pe aceleași butoane. Cine vă dă vouă, Cristina și Cosmin, anii ăștia înapoi? Așa cum spuneam în deschiderea emisiunii, faptul că ne-am căutat o liniște într-un cartier, ne-am făcut o casă așa cum ne-am dorit-o, calvarul nu a fost numai legat de acest bloc pe care intenționa Urdea Florin să-l facă. Calvarul a continuat cu, știm bine, acel parc pe care l-a făcut. Dar până acolo, mai e ceva important de arătat. Sigur. Faptul că atât vouă, cât și judecătorilor, e greu să-ți găsești cuvintele. Cum să vorbești despre niște nemernici decât așa, făcându-i nemernici? Deci, niște nemernici, adică Marcel Aureliu Romanescu, nu știu dacă ați auzit de el, Grigore Jianu, Răzvan Arman Constantin și Cristian Luntraru, le răspund celor doi invitați ai mei în 24-8-2023, ce credeți? Că nu mai găsesc actele în baza cărora i-au eliberat autorizația lui Urdea. Deci nu vi se pare că ăștia, nu doar că trebuie închiși, dar trebuie duși la un penitenciar care are și secție de psihiatrie, oameni buni, pentru că nu poți să conduci un oraș cu un buget de 300 de milioane de euro pe an, să ai arhiva instituției pe mână, să ai viețile atâtor zeci de mii de oameni pe mână. A urinat Romanescu, interlopul Romanescu a urinat și pe X și pe Y, pe toți oamenii de rând, acest interlop urinează, da? Dar la fel a făcut și cu instanța de judecată. Deci și în dosarul vostru, Romanescu a răspuns la fel. Iată, ce răspunde? La cererea dumneavoastră prin care ne solicitați să vă punem la dispoziție regulamentul local de urbanism, vă comunicăm că, verificând în arhiva instituției noastre, n-am găsit regulamentul local de urbanism. Da? Da. Noi am sesizat primăria. Noi am sesizat primăria în nenumărate rânduri cu privire la lipsa acestui regulament local de urbanism, în care acest regulament stabilește condițiile de construire. Să lămurim, nu putea să existe PUZ-ul. Nu putea să existe. Fără să existe regulamentul. Acest regulament local de urbanism. Da. Cu toate acestea, primăria Târgu Jiu se pare că ignoră situația, adică li se pare puțin lucru că nu există regulamentul, că PUZ-ul este incomplet. Și dă răspunsuri, e bine, în cadrul procesului la alte solicitări ale instanței, un alt angajat al primăriei a spus că există regulament local de urbanism, mai apoi ne-a apărut această adresă că nu există, adică sunt niște adrese controversate pe care le prezintă primăria, aceeași instituție, aceeași primărie Târgu Jiu. Deci adresele emise de Romanescu seamănă foarte mult cu adresele ieșite dintr-o celulă a unui penitenciar. Da. Narcis, dacă am mers până acolo unde mi s-au dat niște explicații puierile cu privire la faptul că nu găsesc acest document, spuneau că a fost cu tremur și au plicat biblorafturile și s-au amestecat și nu vi mai... Vi s-a spus asta? Sigur. Și cine v-a spus? Vă mai amintiți? De la serviciul urbanism. Deci la cu tremur au picat biblorafturile, da. S-au amestecat documentele și au mai și dispărut din ele. Cu răspunsul pentru că nu reușesc să le trieze. Și pe ăștia îi plătim noi lună de lună? Da. Ăștia configurează urbanistic orașul? Da. Stabilesc ce să se facă și unde, cu câte etaje, dacă e bloc, dacă e casă, dacă e bloc între blocuri. Și le aplică bloc între case, bineînțeles. Sau casă între blocuri? Da. Da. Nici până în ziua de azi nu s-a găsit regulamentul local de urbanism. Nu. Scria Cristina în acest document ce procent de ocupare trebuia să aibă Urdea? 30 sau 40%? În PUZ, asta se stabilește. Potul și cutul, deci procentul de ocupare al terenului. Pentru toți, de altfel, pentru toate loturile. De asta l-au făcut pierdut. Da, sunt uimit pentru că instanța de judecată avea obligația să-l amendeze pe primar pentru refuzul de a pune la dispoziție acele documente. Și de asemenea, tot instanța de judecată, ei m-au învățat, că eu n-am studii juridice, dar mafia din Gorj m-a pregătit și pe partea asta juridică. Judecătorul, în momentul în care îi apar
la dosar documente contradictorii, cum sunt aceste certificate de urbanism. În unele scrie procent de ocupare 30%, în altele 40%. Chiar dacă se duce Ion în instanță și nu are pregătire juridică, nu e cazul de față și nu cere înscrierea în fals a acelui certificat de urbanism, judecătorul are obligație, oameni buni, să din oficiu să oprească procesul, fie că e civil, fie că e contencios, ia certificatul și îl trimite la parchet și spune, mergeți acasă, ne mai vedem după ce se clarifică această cauză din punct de vedere penal. Da, Narcis, începând în timpul judecății, cred că în luna 9-a sau a 10-a, el dându-și seama, investitorul, de faptul că autorizația lui de construire este oarecum expirată, că în termenul legal nu o declarase la Inspectoratul de Stat în Construcții, merge la Inspectoratul de Stat în Construcții și o publică. În anul 2020, în luna a 9-a, cred că ai documentul și am putea vorbi pe el. Și ce face? Că numai văzându-l vă puteți da seama, dragi privitori, de ce, cum se pot juca cu mințile și cu nervii. Da, deci iată, la 3 noiembrie 2020, Urdea, George Lucian, aduce la cunoștința Inspecției de Stat în Construcții că în data de 27 februarie 2019, deci cu un an jumate înainte, va începe lucrările. Da, și-a dat seama pentru că autorizația de construire are o valabilitate de 12 luni, în timp în care beneficiarul autorizației are obligația să înceapă lucrările. Altfel se pierde valabilitatea și necesită o nouă autorizare. Dându-și seama de asta, a declarat că de fapt a început în 2020, a declarat că a început în 2019. În afară de ce am spus până acum, ce alte experiențe ați mai avut din contactul direct cu funcționarii primăriei sau cu șefa primăriei în acești ani? Păi, cu privire la acest magazin, care pentru noi a devenit... Deci Urdea a făcut acolo și un magazin. Da, la fel o autorizație cu activități economice, la fel generic, adică se poate întâmpla orice. Într-un pus de locuințe nu poți să emiți o autorizație strict pentru activități economice, zona dominantă fiind de locuință. A început calvarul nostru pentru că cel căruia i-a închiriat acest magazin avea acord de funcționare pentru magazin alimentar, însă el a înțeles să pună două mese. Ulterior, patru. Da, deci, după care a generat într-un adevărat haos, adică pentru noi devenise insuportabilă locuirea în imobil, fiecare la noi acasă, nu puteam ajunge și când plecam într-un haos și într-o zarvă permanentă. Zarvă permanentă. Muzică la maxim între case. Își făcuseră obiceiul să folosească gardurile noastre ca și WC-ul public. Toate lucrurile astea întâmplându-se din nou de la o proastă gestionare și de la o proastă administrare și din partea lui Florin Urdea ca și cel care a închiriat spațiul, cât și a administratorului. Între timp a plecat chiar anul acesta. Se pare că totuși s-a mai schimbat un pic situația, însă acest magazin a funcționat de 5 ani de zile pe o pășune. Primăria municipiului Târgu Jiu, ca să vedeți cât de părtinitoare este și cum aplică legea în mod discreționat, nu l-a întrebat niciodată pe Florin Urdea dacă acest teren are acord de funcționare. Mai mult decât atât, i-am petiționat primăria în nenumărate rânduri de acest aspect și poliția locală. Însă, ca să vă dați seama de puterea acestui individ și de administrația publică locală, ce nu știu cum s-o numesc, gestionează în mod discreționat. De altfel, domnul Urdea nu a respectat nici de data aceasta autorizația, depășind cei 35% care se impuneau să îi respecte. Și de asta, din această cauză, nu a putut să-și înscrie timp de 5 ani această construcție. Dar în mai... Te referi la magazin? Da, la magazin. Da. Ok, hai să mai arătăm o dată fotografia de la fața locului.
în mijloc fundația lui Urdea, în stânga casa familiei Țârvuloiu, în dreapta casa familiei Alexandrescu. Îl avem prin telefon pe profesorul Alexandrescu. Bună seara! Bună seara! Domn profesor, sunteți parte în acest proces și dumneavoastră, din câte înțeleg, un proces de 4 ani de zile. Da. Ce ați putea spune în completarea celor spuse deja de soții prezenți aici? Da. Cu permisiunea dumneavoastră, înainte de toate, aș veni cu o recomandare. Vă rog. O recomandare pe care aș face tuturor oamenilor de bună credință care doresc să-și cumpere o casă, să locuiască în liniște și în tignă cu familia lor, să nu-și cumpere niciodată o casă unde terenurile din jurul acesteia sunt goale. În al doilea rând, vreau să vă spun că... La Târgu Jiu, că în altă parte poți să ai o predictibilitate. Nu, da. Eu vorbesc de Târgu Jiu, să știți, pentru că aici locuiesc și aici mi-am luat casa. În al doilea rând, de asemenea, doresc să vă spun că în completarea a ceea ce au spus și vecinii mei, pentru că toți și eu și ei trăim același calvar, când am mers la primăria Târgu Jiu, documentele le-am primit foarte, foarte, foarte greoi, în primă fază. Iar în instanță, să știți, este foarte ciudat să judecă pe procedură și nici de cum pe documente pe care le aduce parcurs, spunându-se, domnule, cu ce am început inițial, cu asta finalizat. Tocmai pe asta mizează probabil și instituțiile statului, în momentul în care nu spun la dispoziție toate documentele. Da, există niște termene până la care pot fi depuse documentele cu care te aperi. Dumneavoastră fiind profesor și cred că și inspector școlar, bănuiesc că v-a fost mult mai greu decât Cristinei și lui Cosmin Țârvuloiu, care au activități liberale, private, da? V-au căutat vreodată să vă ceară să vă opriți la serviciu? Nu, nu, absolut niciodată, chiar absolut niciodată. În schimb, ceea ce vreau să vă spun este faptul că acum chiar aș putea împreună cu vecinii mei să oferim consultanță pe partea aceasta în domeniul consultanță. Exact ce spuneam și eu, ei ne școlarizează în luptele cu ei. Sigur că da, sigur că da. Ceea ce nu este un lucru rău, însă nu atunci când ești obligat. Aș vrea să scot în evidență câteva aspecte și anume faptul că nopțile nedormite, așa cum poate v-au spus și vecinii mei, sunt nopți nedormite, sunt termene la care trebuie să ajungi și nu știi cum va fi în sala de judecată. Sunt momentele în care aștept să vorbești, n-am fost într-o instanță și nu ți se dă voie, pentru că, mă rog, așa sunt procedurile și regulile. Deci, pur și simplu, simți că nebunești. Iar acum, credeți-mă, am intrat în cel de-al patrulea an în care, pur și simplu, eu cel puțin, nu știu ce se va întâmpla până la urmă. Mi-aș dori din suflet să se încheie acest calvar și să putem să stăm și noi în liniște. Aș vrea să mai spun ceva. Am asistat la construirea unui așa zis bloc, pentru că denumirea lui, cum știți și probabil ați aflat, este imobil locuire, da, care nu are nici măcar un pic, un fier beton băgat. Adică pur și simplu cimentul este turnat în pământ, la propriu, și se vor ridica 12 apartamente. Când am spus în instanță că este un ghetou, bineînțeles, avocatul domnului Urdea a spus că îl denigrez. Nu. Chiar cred și consider cu ardoare în continuare că este un ghetou. Nu există parcări, nu există locuri unde să fie puse pubelele publice, nu există spațiu, gândiți-vă că între gardul meu și acest bloc este de 1,90, iar intrarea este chiar prin gardul meu. Intrarea în blocul principal. Intrarea principală în acest bloc este în noaptea minții. Iar ce aș mai vrea să mai punctez, nu știu cum proiectanții pot să facă asemenea proiecte în momentul în care, nu știu, probabil n-au fost la fața locului și au făcut doar pe hârtie. Pentru că, cu siguranță, oamenii la serviciul urbanism din primăria municipiului Târgu Jiu și mă raportez strict la oamenii din serviciul urbanism, nu cred că au fost aici să vadă situația la fața locului. Domnule Alexandrescu, atunci când ați cumpărat acel teren acolo, peste stradă era unitatea militară. Da? S-auzau păsărelele, adevărat? Super, da. Ce se aude acum, domnule profesor, acolo, ca să deschidem și următorul subiect? Domnule Narcizaj, vă spun la modul foarte sincer, nu am crezut, nu am văzut. Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Un spațiu de hectare, unde este un parc foarte frumos, ok, în regulă, să aduci, deci cu atâta spațiu, să aduci toată nebunia care... zilele orașului, zilele berii sau cum s-o mai numi ele, este o nebunie. Liniștea noastră, după ce am avut 4 ani de calvar prin instanțe pentru a dovedi
tot ceea ce se întâmplă în spatele nostru sau între noi, da, adică atât cât am eu teren, atât se întâmplă, poate zica un bloc, da, e bine, acum avem o întreagă nebunie, pur și simplu locuri de parcare, nici n-a mai fi asta o problemă, locurile de parcare, pentru că vedeți, noastră, în instanță, noi când am spus că nu sunt locuri de parcare, Urdea și avocatul domniei sale a spus nu se poate, nu există, avem. Îi invit pe toți acum să vină și să vadă de zile orașul ce se întâmplă. Îi invit pe toți să vină și să vadă ce înseamnă zgomot. Eu nu știu dacă vine cineva să măsoare ce decibel, să vadă dacă pot trăi. Da, o să face și proba în continuare. Încă două aspecte pe scurt. Aveți la poartă un hodinou plin cu dejecții. Primăria a cheltuit vreo 15 miliarde de lei vechi ca să nu mai fie acele dejecții, dar dobitocii au făcut panta inversă, așa că aveți un closet la poartă. Probabil că aveți credit pentru casa aia, pentru teren. Probabil că nu o să-l achitați curând. Plătiți și pentru că aveți closet la poartă? V-a pus Romanescu vreo taxă pentru asta? Eu vreau să vă spun doar atât. În momentul în care s-a, mă rog, s-a săpat acel șanț de câteva sute de metri, da? Chiar m-am bucurat. La modul foarte sincer am spus, domnule, într-adevăr, ia că o să se ducă și apa asta din fața casei, dar totodată și apa de sub casă, pentru că mine și la vecinul meu, pur și simplu asta, apa se... Ei bine, din nefericire lucrul acesta nu s-a întâmplat, pentru că asta este viața cu doi România. În momentul în care au venit și au construit, nu se... Cred că, imaginați-vă, 6 luni sau 7 luni de zile a stat un bulldozer, nu știu dacă a fost plătit sau nu de cineva, dar nimeni nu a mișcat nimic, absolut nimic. Iar acum stăm, așa cum ați văzut și dumneavoastră, cu acea mizerie, cu acea apă care pur și simplu pute, infernal în momentul în care dă căpura. Nu se vor mai putea aloca alte 15 miliarde pentru că deja s-au risipit. Adică, din punctul lor de vedere în hârtii, acolo nu e nimic. E o scurgere care funcționează perfect, la dumneavoastră la poartă e uscat, așa e? Nu, să știți că nu este așa, adică, credeți-mă că nu este așa. Lucrurile stau totalmente am diferit. Am fost acolo astăzi și am văzut. Bun, da, ultima problemă pe care vreau să o ridicăm. Mă rog. L-am văzut pe nemernicul care conduce orașul Târgu Jiu, scrind azi la el pe Facebook, că tocmai s-a finalizat proiectul de modernizare a sistemului de transport în comun din Târgu Jiu. 24 de milioane de euro, regia, vă rog, sunteți cu mine. 24 de milioane de euro am adus în municipiu pentru a moderniza întreaga infrastructură de transport public de persoane. Și, printre alte, spune că a făcut și stații de așteptare moderne. Ca să înțeleagă neînțelegătorii de ce-l fac nemernic pe nemernic, o să vă arăt cum arată stația de transport în comun de la poarta acestor oameni. Deci, lume care te uiți, nici măcar asfalt nu e în stația modernizată cu 24 de milioane de euro de nemernicul care conduce orașul Târgu Jiu, da? Imediat, că s-a activat altul, imediat. Iată. Municipiul Târgu Jiu, reședință de județ, 24 de milioane de euro cheltuite pentru modernizarea stațiilor. Așa s-au modernizat, înțelegeți? Ăsta este primarul căruia ați dat votul de două ori până acum. Mi se pare absolut ireal. Ce aveți de declarat despre asta, domnule Alexandrescu? Domnul Cizdaju, nu lucrez la poliția rutieră, nu fac parte din comisia care probabil aprobă lucrurile acestea. Deci acum văd stație hașurată pe stradă. Da, nu sunt specialist, însă eu știu, probabil că oamenii care sunt cei mai îndreptățiți să vorbească sunt aceia care într-adevăr cu asta se ocupă și sunt specialiști în domeniu. Nu cred că este foarte urmă. Este foarte probabil să ajungă în același timp două trolee, da? Unul pe stânga, unul pe dreapta. Pe unde mai trec mașinile? Salvarea, nu mașinile, salvarea pompierii. Pe unde trec Romanescu? Din punct de vedere al șoferilor, ce să vă zic, nu este foarte ok. Dar, repet, nu sunt specialist pe acest domeniu, însă nu cred că este foarte regulă, personal. Eu zic că există o parte bună, vă puteți asocia cu Cosmin și cu Cristina Țărvuloiu și puneți taxă de vizitare a acestui loc. Da, dumneavoastră acum probabil v-ar un caracal în miniatură. De glume, dar credeți-mă că noi nu prea suntem oarecum... Domnul profesor, să ai o casă...
pentru niște oameni simpli să ai o casă în oraș e un vis. Da, și ți-l vezi împlinit cu greu, prin credite, da? Și, și vine un clan și, și face pișul peste noi, mă înțelegeți? Asta face. Iar judecătorii, procurorii și polițiștii îl hidratează, da? Ca să facă și mai vârtos. Asta este situația la Târgu Acum, Jiu. Domnul Daju, eu aș vrea să vă spun ceva. Ca profesor, da, merg pe prezumția de nevinovăție până la proba contrarie. Sincer, aștept cu nerăbdare verdictul instanței și sper să fie unul corect, așa cum toate documentele scot în evidență faptul că avem dreptate. Da. În rest, mai mult de atât, nu mă mai interesează nimic decât să fim liniștiți. Da, ați avut și un mare noroc că doamna judecător Cruceru e soția unui foarte bun prieten al domnului primar. Sunt și colegi la universitate, așa că continuă calvarul. Nu știu, acum nu vreau să discutăm un contradictoriu, dar nu aș avea nimic să-i reproces doamnei actuale, dacă vorbim de doamna judecător actuală. Bine, să avem vești bune. În regulă. Toate cele. Dar frumoasă, da. Dar frumoasă. Nu erați acasă când s-a amenajat această stație ultramodernă? Nu, am văzut hașura pe care ați arătat-o mai devreme, am văzut-o și eu după ce a fost edificată, să zic așa. Acolo o soluție tehnică era, bineînțeles că spațiul permite o alveolă care să asigure accesul călătorilor și parcarea autobuzului. Această alveolă ar fi corespuns cu parcările care sunt destinate acestui magazin. Da. De altfel. Mai exact? Lucru? Pe înțelesul meu? Pe înțelesul noastră. Acel magazin pe care l-ați văzut era chiar în stația de troleu. El trebuie să asigure un anumit număr de locuri de parcare. Ori acolo, nefiind amenajată și fiind domeniul public, îi mai pui și stație de autobuz, unde ajungi? Ajungi în situația în care mașinile ți le parchează la poartă. Am înțeles. Ați avut distracții zilele astea. Da. De aceea suntem și un pic obosiți că după o săptămână de chefuri și ajungi să nu mai ții pasul așa și cu muncă și cu tot. Hai să le arătăm oamenilor cum se aude de la voi din casă, da? Da. Dar până acolo, Romanescu a spus că de anul ăsta elimină disconfortul milionarilor de pe Bicaz și mută țigăniile într-o zonă în care nu va deranja pe nimeni, adică în Narcise, adică fără exagerare la 12-13 metri de casa acestor oameni. Hai să de fapt fișierul manele, Claudiu, te rog frumos. Dar cum faceți față? Păi ne mai odihnim atunci când nu este nu sunt zilele orașului și e parcarea liberă. Dar ne odihnim în ce sens? Au loc alte activități respectiv de drift. Hai să vedem și drifturile, regia.
Da, dacă aș fi de neam prost, v-aș zice, dar nu vă plictisiți. Da, deloc. Deloc, deloc. Ați încercat să sunați la poliția locală? La... Da, am sunat la poliția locală. De cam de câte ori așa? Păi, parcarea are două săptămâni de când e făcută și în astea două săptămâni, cred că am sunat de 3 sau de 4 ori. De fiecare dată când a fost cazul sau atunci când am fost acasă și le-am auzit. Atunci când am fost acasă, nu știam ce se întâmplă. Da, are numai 3 săptămâni această parcare. Așa. Nu știm ce ne va oferi în viitor. Soluții, bineînțeles, că le-ar avea primăria dacă ar vrea sau poate că ăsta e și scopul, să ne irite și mai tare. Soluții sunt, pentru că această parcare trebuie să deservească parcul și se poate face cu, eu știu, cu cartelul, cu acces, cu barieră. De altfel nici nu este supravegheată video. Un bun prilej ca domnul Sichitiu, vărul de la Rugi, bineînțeles. Altfel Romanescu să mai primească niște bani. Știți că acum tocmai a primit 1 miliard să bage curent pe acest platou? Da. Dar ce, nu bate vântul? Nu bate vântul, nu e curent? Nu, să nu glumim cu bătutul vântului, că acolo am văzut, este și pe filmele noastre, niște tuburi mari și poate îi va da în gând să facă o turbină euliană primarul Romanescu. Sau să vă pună niște antene de la superputernice, 6G, da, ca să testeze efectul asupra, da, populației. Bineînțeles, că cred că și-a propus așa să fim noi niște cobai, fie prin acțiunile cu aceste zile ale orașului, fie prin acțiunile cu... Dar sincer, nu vi se pare că trăiți într-un film prost, Cristina? Ba da. Cu așa vecin? Ba da, chiar da. Deci chiar nu mi-închipuiam. Bun. Că și ca să ajungem și la zona politică. Amândoi sunteți membrii PNL. Da. Da. Iar ieșirea din fundătura asta, că toate probele arată, vezi, că suntem într-o fundătură. Ieșirea poate fi mai devreme decât pare, nu? Pe 9 iunie. Amândoi suntem membrii PNL, însă nu am făcut politică și nu am fost înregimentați în niciun partid politic până anul trecut, în iulie. Tocmai prin acțiune pe care actuala administrație publică locală le face, de fapt, ceea ce nu face și de ceea ce nu este în stare să managerieze și să construiască, și atâtea de servicii de care am vorbit până mai adineauri, ne-a făcut să ne implicăm direct. Pentru că prin meseria ce o avem, avem și expertiza necesară pentru a ne pune umărul la o bună conlucrare și o bună administrație publică. Prin profesiile voastre. Da. Cristina, jurist, tu inginer... topograf. Care e atmosfera în PNL, Cristina? Ești membru activ sau mai mult? Am întâlnit o echipă foarte plăcută, cu niște valori pe care eu le am și eu și pe care sunt și le împărtășesc, da? Și sunt promovate de oamenii din PNL. Acum am intrat în acest partid în speranța unei schimbări. Da? Și pe 9 iunie invit și chem și îndemn pe toată lumea să meargă la vot, că avem nevoie de această schimbare. Nu ți-ai propus să faci politică? Nu. N-a fost în proiect? Nu. Nu, Cosmin? Deloc. Până acum eu nu mă consider a face politică. Eu consider că pot fi vocea celor care nu au putut vorbi sau nu au putut fi auziți. Prin câte am trecut și în toată emisiunea, cum ați văzut și cum a văzut respectătorii dumneavoastră, ne-am luptat. Dar sunt unele persoane care nu că nu ar lupta, dar nu știu de unde să o facă și cum să o facă. Nu au nici resurse, mulți dintre ei. Exact. Și până la urmă este vorba de politica bunului simț și a bunului gust. Noi nu trebuie să facem politică. În administrația publică locală trebuie să ne facem treaba. Trebuie să fim în sprijinul cetățenilor și să facem și să mișcăm lucruri pentru ei și la recomandările lor, nu ceea ce credem noi că e bine de făcut. Cum l-ați cunoscut pe Iulian Popescu și când? Pe Iulian îl știam doar din spațiu public, din alegerile trecute, când a fost candidat la Consiliul Județean.
Atunci l-am și votat. Pe urmă, conjunctura a făcut să ne vedem amical și practic nici fără să-mi dau seama că el în momentul acela ocupa funcția de prefect. Și am legat mai întâi oarecum o amiciție. Da. După care, așa cum spunea și Cristina, împărtășim aceleași valori. Își iubește Târgu Jiu și iubește Gorjul cum nu am văzut la puțin dintre noi care au stat activ aici. E un mare iubitor de Brâncuș. Este un meticulos și un, ca să-l caracterizez un pic, este un meticulos și are o forță de muncă de, i-am și spus în nenumărate rânduri și lui și președintelui Iordache, că nu, eu unul nu pot să țin pasul cu ei, la câtă energie au. Da, sunt persoanele potrivite pentru a schimba fața Gorjului și fața municipiului Târgu Jiu. Ați fost prin cartiere în această perioadă de campanie electorală. Da. Care e reacția oamenilor? Dumnealui este foarte bine primit, domnul Iulian Popescu, de fapt, este foarte aproape de oameni, tocmai de asta și noi am reușit să interacționăm cu dumnealui. Și, exact cum spuneam, promovează niște valori în care cred că oricine trebuie să creadă și pentru o normalitate a unei vieți civilizate. Două vorbe despre lista voastră pentru Consiliul Local Târgu Jiu. Da. Această listă este presărată, după cum bine ați văzut, de oameni care ocupă și marea majoritate sunt antreprenori, medici, da, juriști, cu expertiză și cu experiență în domeniile de activitate unde au excelat, unde și-au spus un cuvânt și au un feedback pozitiv din partea cetățenilor. Și din punctul meu de vedere, cred că lista e principalul atu al lui Iulian Popescu și n-ai ce să comentezi. Iar dacă le pui în oglindă lista PNL-ului și lista PSD-ului, diferențele... După cum ați văzut, acolo este un mix dintre cei care se poate declara au făcut politică până acum și oameni cu experiență în politică și oameni noi, cum este și cazul meu. Niște nume ne puteți da? Sigur că da. Delia Răuț, doamna Popescu, prenumele îmi scapă, de la etnicii romi. Florentina. Rom, Florentina Popescu. Da. O altă luptătoare. Da. Domnul Alin Ferraru. Alin Ferraru, medic cardiolog. Oameni noi, care în mod cert vor ajunge în Consiliul Local, vor fi o voce. Da. Și nu vor sta pe sumese. Da, Mihai Plunariu, Mihai Paraschiv, o listă de votat. Da. Cristina, cum ți se pare campania asta cu totul și cu totul inovatoare pe care o face în online Ion Iordache, președintele PNL Gorj? Da, este o campanie nou pentru Gorj, adică eu una n-am mai... Noi obosim urmărind clipurile, care nu se mai termină. Da, și dumnealui cred că se descurcă foarte bine în acest mediu. Da, surprinde cu ușurință. De fapt, o face într-un mod natural, nu face nimic forțat. După cum ați văzut, toate clipurile care le-a făcut, fie că a mers pe motocicletă, arată că a știut să meargă. A călărit un cal. Asta nu înseamnă, probabil că unele persoane spun că o face pentru a ieși în evidență. N-a luat cursul de echitație acum. Poftim? N-a luat cursul de... Da, exact. Echitație, da, le face în mod natural, adică nu nimic forțat. Acum. Da. Bun. Din punctul meu de vedere, dacă Ion Iordache va câștiga Consiliul Județean, nu va fi o surpriză. Am fost astăzi la voi în zonă și am făcut doi pași și pe parcarea edificată de edilitară. Regia, vă rog să rulați clipul. Regia, clipul cu parcarea. Bună ziua!
Suntem la noua parcare amenajată de primăria municipiului Târgu Jiu, prin edilitara, lângă parcul recent inaugurat în cartierul Narcise, pentru că s-a lucrat cu cei mai proști proiectanți din țară, aceia care au fost de acord chiar de la semnarea contractului de proiectare să plătească șpagă 15% la primarul Romanescu. Acești proiectanți, cei mai proști din țară, n-au prevăzut parcare, de aceea a fost nevoit Romanescu și Dăianu să facă această parcare. Am trecut astăzi pe aici ca să documentez alt subiect, un subiect bombă pe care îl voi aborda astă seară de la 20 la Târgu Jiu TV, și am descoperit altă trăznaie penală a triadei Romanescu-Bejinaru Dăianu, la care recunosc că nu mă așteptam. Iată cum arată asfaltul pus în operă de Romanescu, Dăianu și Bejinaru aici la Târgu Jiu. Nu are niciun pic de emulsie, oameni buni, pur și simplu se dezintegrează acest asfalt care a costat enorm, da? Noi plătitorii de impozite și taxe din Târgu Jiu nu avem acces la niciuna din facturile emise de Dăianu către Romanescu. Sunt practic afaceri lor private, totul este secretizat. Iată în ce hal au reușit să asfalteze aici. Nu este niciun pic de emulsie pusă în acest asfalt, niciun pic de bitum. Am întrebat un constructor din Târgu Jiu și mi-a spus că practic acest bitum reprezintă 60% din valoarea asfaltului. Se va alege praful în scurt timp, așa cum vedeți și în acest loc și în multe alte locuri din acest platou. Asfaltul trebuie să aibă o anumită granulație, acele sorturi fine, de asemenea costă foarte mult, și Romanescu, Dăianu și Bejinaru au decis, oameni buni, să facă această mare porcărie pe care o puteți verifica aici la fața locului, pe platou de lângă parcul din cartierul Narcise. Nu este un singur loc, așa este toată parcarea. În mod normal, mâine dimineață ar trebui să vină polițiștii de la IPJ aici să expertizeze această lucrare. De asemenea, e obligatoriu să vină inspecția de stat în construcții, pentru că o asemenea bătaie de joc nu s-a văzut pe fața pământului până acum, până când acești demenți care tremură de frica pușcăriei nu au făcut această mare ctitorie, da? Și ca să vedeți cât de mult își bag joc de noi, aș vrea să vă amintesc că în urmă cu o săptămână, în timp ce Dăianu Mimacă lucrează aici, un alt PSD-ist s-a fotografiat aducându-i sandvișuri și implorând orașul Târgu Jiu să-i plângă de milă lui Dăianu, că pentru binele nostru Dăianu n-are casă, n-are masă. Dăianu nici nu mai mănâncă, pentru că Dăianu fură, oameni buni, fură milioane de euro din bugetul orașului Târgu Jiu în cârdășie cu Romanescu și cu Bejinaru. Și nu cred că sunt străini de aceste fraude nici șefii PSD Gorj, pentru că altfel nu l-ar fi luat pe Romanescu cu ei în partid. Dacă e vreun constructor prin țară care a mai văzut așa ceva undeva, da, pur și simplu să iei niște pietre și să le turtești și să pretinzi că ăsta este asfalt care respectă norme tehnice și de calitate, absolut toată parcarea este făcută în halul ăsta. Și sunt și multe zone, multe trotuare am văzut, în special pe Republicii, făcute la fel, fără niciun pic de bitum. Iată ce e aici, da? Ei fură pentru că pot. Exact așa s-au turnat trotuarele și pe Bulevardul Republicii, de la Parcul Tudor până la gară. Probabil că e ceva inovator. Mă gândesc că aia 2-3 juriști care vin pe an la Târgu Jiu pot să-și ia câte un bolovan de ăsta din așa zis o asfalt făcut de Romanescu, cu Dăianu și Bejinaru, nu? Da.
Dacă lucrarea asta ar fi fost în curte la Romanescu, ar fi plătit-o Cristina? Nu cred. Cu siguranță nu. Hai să vedem în ce condiții s-a turnat asfaltul acolo. Da. Nicăieri în lume nu se asfaltează pe ploaie, la Târgu Jiu merge și așa. N-are rost să mai amintim că toate asfaltările făcute de Dăianu în ultimele luni s-au prăbușit. Strada Tudor Vladimirescu, Bulevardul Victoriei, care înțeleg că și astăzi au fost lucrări acolo. Da. Nimeni nu explică nimic. Toate aceste lucrări sunt facturate la suprapreț și sunt plătite de noi toți. Nu mai punem că la socoteală faptul că dumnealor spuneau că nu o să se mai intervină pe strada Victoriei, știm foarte bine. Mai mult decât atât, ultimul strat, stratul de uzură, nu a fost dat pe strada Victoriei. Strat de uzură, ci este absolut obligatoriu. Dar lucrarea s-a facturat ca și cum ar fi făcută. S-au apucat de Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, au făcut 3 metri și au renunțat. Probabil că îi doare burta, da. Nu știu ce problemă pot să aibă. Pe strada Tudor Vladimirescu de 4 sau de 5 balize. Luni sunt balize și nu se acolo, pe acolo circulăm zilnic. Acum și pe centura Artego sunt lucrări, tot se intervine iar la fel. Că nu au găsit de cuvințe decât acum, când au fost zilele orașului în toată nebunia ce a fost acolo, au reușit să sugrume și centura Artego cu aceste lucrări. Da. Că nu era suficient aglomerație. Bun. Sunt unii dintre voi care nu au de gând să iasă la vot și care încă mai oscilează între un candidat sau altul. Vă rog eu frumos, uitați-vă la poza asta. Este iar vorba despre nemernicie. E vorba de un consilier local PSD, Claudiu Fiu, care elogiază pe Măscăriciu, despre care Romanescu ne-a spus că a lucrat peste mări și țări, că s-au bătut toate companiile multinaționale pe el. Măscăriciu răspunde la numele de Adrian Dăianu, e director general la Edilitara, are salariul 27.000 de lei pe lună. Și totuși este foarte incompetent, pentru că în afară de el mai sunt încă 4 directori și încă 7 membri în Consiliul de Administrație. Măscăriciu a stat la poză la Claudiu Fiu ca să ne convingă pe noi că în timp ce el făcea dezastru ăsta de parcare care deja s-a dezintegrat, Claudiu Fiu îi aducea sandvișuri, da? Dar nu orice sandvișuri. Ce n-ați priceput? Sunt sandvișuri cu margarină, da? Ei nici salariul nu și ridică tot. O parte refuză să se întoarcă în bugetul orașului să facă parcări de astea șmechere. Despre asta e vorba. Uitați-vă că pozează în eroi, da? Unul care ia 27.000 de lei pe lună salariu, 270 de milioane, da? Deci ăsta în 10 luni își ia un apartament cu două camere în Târgu Jiu, înțelegeți? Despre asta e vorba. Face o parcare care s-a dezintegrat la câteva zile după inaugurare. Și noi trebuie să-l ovaționăm, că mănâncă la locul de muncă. Nu pune geană pe geană, înțelegi, Cristina? Ăsta este climatul. Și avem o primărie care numai anul ăsta a plătit din banii noștri, direct din bugetul primăriei, câteva milioane de euro către 30-40 de organe de presă locală. Voi câte ziare citiți pe zi? Știți că sunt vreo 40? Nu, ca toată lumea, cred că informațiile le extragem din social media și din ziarele care mai sunt tot în lume. 40 de ziare, da. Televiziuni și radiouri și conturi YouTube, da. Către care Romanescu varsă milioane de euro în fiecare an, în așa fel încât aceste elogii să se multiplice foarte mult și să pară normalitate. Da? În pandemie, dacă ieși fără mască din casă, îi vedeai pe toți ceilalți cu mască și înțelegeai, e cazul să por mască. Deschide Ion din Târgu Jiu 40 de ziare, în toate scrie că Romanescu trebuie pus sub pază să nu-l ia în locul lui Boc la Cluj, da?
Și ce faci? Bă, dacă a scris unul, a scris doi, a scris trei, ăia 40 au dreptate, Dajul și încă doi sunt nebuni. I-au cerut ceva lui Romanescu și nu le-a dat. De-aia scriu ei așa pe invers. Deci, încă o dată, vedeți poza asta. Dăianu, eroul Dăianu, mâncând la locul de muncă, în timp ce construia parcarea care s-a dezintegrat deja. Aș vrea să-i văd în opoziție pe acești nemernici și cred că o să avem ocazia să-i vedem mai curând decât credem noi. Eu astăzi am probat, ridicam cu mâna bucăți de asfalt. Suntem într-un stat de drept, într-un regim democratic. De 3 săptămâni e o adresă trimisă de mine primarului Romanescu și primăriei Târgu Jiu, în care am întrebat o chestie foarte simplă. Cine e purtătorul de cuvânt al primăriei Târgu Jiu? Care sunt datele lui de contact? Și ce ți-a răspuns? Nu mi-au răspuns. Firesc. Deci, comunicarea cu presa se întâmplă așa. La ora 10 fără 5 există un câr de ziariști care se îndreaptă spre primăria Târgu Jiu. Fiecare din ziariștii ăștia lucrează ba la Buleac, ba la Băloi, ba la Răitaru, ba nu știu mai unde. Așa. Contracte de miliarde cu ziarele astea din mainstream și cu televiziune din mainstream, dar fiecare în parte, din purtătorii ăștia de microfon, fiecare din gâște, mai au și câte un cont de YouTube, da? Pe care își ia 5.000 de lei că preia un link de la SunClick, de la corespondentul România TV, pe care îl pun și ei și au 21 de vizualizări în 5 ani. Păi, bun, 5.000 de lei pentru 21 de vizualizări în 5 ani. E bine, nu? Și nu mai știu, domnul primar, dar aveți o scamă, dar ce bine vă stă, v-ați tuns. Domnul primar. Da, sunt, dar tineriți, care e secretul? Câteva emisiuni care mi s-au părut penibile de... La care nu se mai uită absolut nimeni. Da. Este și o mobilizare totală a like-urilor, probabil sunt contabilizate și acelea. Vă mai spun ceva și închidem. Sunt experiențe de viață incredibile. Eram la terasa de lângă teatru cu 3-4 ani în urmă și a venit directorul unei televiziuni locale, așa, televiziunea unui magnat, da, și s-a așezat și el acolo. În campanie, în perioada aia, televiziunea voia ceva de la Romanescu și scria de 3 ori de zi, pe zi despre Romanescu. Tot felul de nenorociri. Și s-a ridicat un pușcăriaș de la o altă masă, mâna dreaptă a primarului, și l-a scuipat pe ăsta. Da, o flecmă de aia din fundul grădinii. Ăsta s-a șters, a început să plângă și a plecat. Între timp, toate articolele alea publicate de televiziunea magnatului au fost șterse, să mai găsesc niciunde. Și ăsta scuipatul e primul cu like-uri pe Romanescu. Deci dă like înainte să scrie Romanescu ceva. Și lui Romanescu și pușcăriașul. S-au uscat urmele scuipatului de acum 3-4 ani. E o maximă fericire pentru ei să fie acceptați în clan. Da, lucru de neînțeles și de nepermis în societatea noastră, atât de mult s-a degradat încât pot să trăiască astfel de indivizi. Ca și cum voi, când ați intrat în litigiu cu Urdea, ar fi trebuit să vă duceți, să-i pupați mâna pe rând, întâi doamna și apoi tu. Da. Am hotărât să -ți cedăm și casa și terenul. Dacă vrei să ne iei o garsonieră pe lotul lui, te trecem în pomelnic. Scuză-ne că te-am deranjat. Da, bine, probabil nici primăria și nici investitorul nu s-au gândit că în persoanele noastre o să fie niște oponenți atât de puternici și atât de perseverenți în toate acțiunile pe care le-am făcut. Da. Probabil că mai erau multe de discutat, dar o să mai avem ocazia. Cu mare drag. Sper ca după 9 iunie să vorbim despre un alt primar, despre un alt climat în Târgu Jiu și mai ales despre întoarcerea speranței. Cristina, un cuvânt de încheiere. Ai fost prima dată într-o emisiune de televiziune. Cum am mai spus, cu emoțiile inerente, cum am mai spus, îndemn pe toți să iasă la vot pe 9 iunie,
să voteze schimbarea și normalitatea. Ne dorim toți să rămânem și, așa cum spune și Iulian Popescu, să nu fim musafiri la noi acasă. Cosmin? Da, îndemn și consider că electoratul de la noi, din Târgu Jiu, s-a deschis, sunt mult mai informați, mult mai aplicați asupra tot ceea ce înseamnă procesul electoral și informați cu privire la acțiunile și activitățile candidaților. I-am văzut în foarte multe rânduri, citesc și analizează cu atenție listele de candidați și de Consiliul Local și îi văd la afișaje, îi urmăresc. Da, cred că o să fie o prezență la vot ceva mai ridicată. Și așa cum avem și feedback-ul din teren atunci cu ocazia în care mergem în campania electorală, se vede clar că lumea vrea schimbare. Își dorește schimbare. Cred că Dumnezeu iubește Târgu Jiu și că vom avea schimbare pe 9 iunie. Mulțumesc pentru timpul vostru. La Târgu Jiu TV căutăm și spunem adevărul, pentru că adevărul unește oamenii buni. La revedere!